Bună seara, domnule Poenaru. Care sunt concluziile după acest meci? Bună seara. Da. Ce putem spune? Faptul că am început bine meciul, am jucat primele 20-25 de minute, am jucat de la egal la egal. Chiar a fost, am făcut lucruri bune, am reușit să și marcăm. N-am înțeles de ce după marcarea golului am făcut pasul în spate și ne-am retras și am lăsat adversarul să vină, să ne domine, să pună presiune. Într-un final au reușit să ne și egaleze, ne pierdem oamenii din marcaj. Iarăși facem greșeli de marcaj. După pauză, tocmai ce le transmisesem că trebuie să stăm sus, să ținem echipa cât mai sus, să nu le mai dăm spații, să nu le mai oferim spații, să facem translația mult mai repede, să nu mai schimbe direcția tot timpul, să-i lăsăm să schimbe direcția tot timpul la Vătăjelul și Bancu și să blocăm verticalizările. Din păcate, n-a durat mult și facem greșeala pe care o face Paul și de acolo... După acel cartonaș se rupe echilibru și din punct de vedere mental am căzut și era normal ca adversarul să aibă posesia, având om în plus și, bineînțeles, în sistemul în care joacă, erau greu de contracarat. După care, iarăși, golul 2, dar chiar și așa pe fondul acestui joc, reușim să ne creăm niște situații și nu reușim să ne concentrăm în fața porții să fructificăm. Chiar și în 10 oameni, Postolachi de 2 ori, puteam să egalăm. Din păcate, ăsta este fotbalul. Sunt detaliile care fac diferența tot timpul, le-am spus-o și lor. Și atâta timp cât nu eliminăm aceste greșeli și nu suntem, că vorbim tot timpul și m-am săturat să tot vorbesc de să fim responsabili, să luăm deciziile cele mai bune, atât în atac cât și în apărare, până nu vom face acest lucru, vom avea de suferit. Sunteți supărat pe Paul Anton? Da, sunt supărat, pentru că este un jucător cu experiență, este un jucător care îmi dă echilibru, este jucătorul care, de jucătorul de la care am pretenții, dar ce să fac? Este al patrulea roșu în 15 etape. Sunteți echipa cu cele mai multe cartonașe roșii. Da, dar în modul cum le primim, adică dacă le-am luat pe niște, nu știu, faze în care să ajute echipa să obținem un rezultat, ar fi fost ok, dar noi le luăm numai pe greșeli, pe prostiile pe care le facem. Că tot vorbim de cartonașe roșii, care a fost pedeapsa pentru Kindriș? Da, el este un regulament de ordine interioară și va plăti. Este o pedeapsă financiară pe care o va plăti. Are referat, dar mai important, mai puțin contează acum pedeapsa lui Kindriș. Cât de mare este presiunea, ținând cont că sunt obiective mărețe aici la UTA? Baftă la fel. Presiunea. Este presiune. Publicul își dorește foarte mult. Cu toții ne dorim și cu toții ne-am dorit să fim acum la sfârșitul turului, să fim pe un alt loc în clasament sau cel puțin să avem puncte mult mai multe. Dar, din păcate, am spus, am făcut greșeli, am pierdut multe puncte pe greșeli personale, luăm goluri pe greșeli personale și am ajuns unde am ajuns, suntem în situația în care suntem, din păcate. Că tot ați spus de public, fanii v-au cerut demisia în această seară. Ce le transmiteți? Da, e normal, sunt supărați, își doreau mult mai mult, își doresc mult mai mult. E un public minunat, e un public care încurajează echipa meci de meci și vor să vadă altceva, vor să vadă că echipa câștigă și e normal să aibă reacția asta. Dar deocamdată, în momentul acesta, ăștia suntem la acest moment și am spus, este mult de muncă, nu este ușor în 4 luni, în 5 luni de zile să faci ca lucrurile să meargă așa cum îți dorești, dar asta este situația. Așadar, nu vă gândiți să plecați? Nu, deocamdată nu. O să am o discuție cu conducerea după acest tur de campionat, o să discutăm, o să analizăm împreună și vom vedea dacă ce decizii vom lua. Ne puteți face o scurtă analiză a acestui tur? Păi am făcut mai devreme. Nu suntem acolo, vă referiți la noi, la echipa noastră. Nu suntem acolo unde ne-am dorit, unde ne-am propus. Nu am avut un obiectiv să terminăm turul, nu știu, pe locul 6 sau pe locul 7. Obiectivul era să adunăm cât mai multe puncte. Pentru accederea în play-off, dar sunteți... Să adunăm cât mai multe puncte, pentru că, cum știm, cam în tur se fac punctele și vroiam să avem undeva la 20 sau peste 20 de puncte. Cam asta ne-am dorit. Dar, din păcate, nu ne-a ieșit. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.